E, uite, așa ceva nu pot să cred. Se întoarce Neanelul în politică. Ce vorbești, bă, demență? S-a terminat cu șmecheria, vă spun. Bă, puțin a lipsit omul, i-au și redeschis ăștia dosarul cu mineriada. Ce haos! Tovarășul Iliescu și-au bătut ăștia joc de toată munca lui Matale. Nu mai zic de munca lui Ceaușescu. Ion Iliescu și-a anunțat colegii că va veni la congresul partidului tocmai pentru a spune ce nu-i convine. Păstrarea lui Victor Ponta în fruntea guvernului a fost motivul care i-a făcut pe social-democrat să piardă alegerile prezidențiale. Așa, Neanelule, pune-le cramponele pe tibie că-s niște obraznici, cârlanii dracului. Unii vin, alții pleacă în partidul ăsta, zici că n-are uși pe bune. În locul lui Matale, eu aș chema și minerii puțin, da? Așa, fără bătaie, fără bătaie, doar să dea cu pulanele alea mese. Altfel nu merge, spun eu, cu cinstea, cu sărăcia, cu vrăjeala aia, dar 70-a lui Matale, nu faci nimic. Îți bagă un sul de la de bancnote de 500 de euro în gură și nu se mai aude nimic. Că s-au golănit rău, Neanelule, de când ți-ai luat mâna de pe ei, îi spun. Cu brontosaurii și cu... etc. Ai grijă însă ce fel de revoluție vrei să faci în PSD-ul ăsta, Neanelule. Adică să nu-ți dea prin gând să o pui de o lovitură de stat, că ăștia sunt cel puțin la fel de buni ca Matale la chestii de-astea, da? Cum? I-au amânat ieri din nou termenul în procesul mineriadei? Bă, cum zic, nu e bine. Adică noi mai așteptăm, așa cum am stat 25 de ani, mai stăm nițel, dar nu știu cât timp mai are tovarășul. Că de vorba doamnei Udrea. Tic-tac, tic-tac.